înseamnă pentru tine muzica? Pentru mine muzica înseamnă un stil de viață. Este pasiunea mea pe care am dobândit-o încă de când eram mică și începând prima dată prin cursurile de dans, am realizat că îmi place mai mult decât să dansez și am început să simt ritmul. Și cam de la ce vârstă ai început să cânti? De cântat, de când sunt mică, ascult muzică, cânt, iar de când m-am apucat serios pe treabă de studiat, cam de 2 ani am început la cercuri de muzică, coordonat de proful Claudiu Filip, aici la Palatul Copiilor. Spune-mi și mie ce te-a determinat să alegi aceste cursuri? Ce m-a determinat? Deoarece am vrut să știu mai mult despre muzică, să aflu, să învăț, să capăt experiență prin spectacole care se organizează de Palatul Copiilor și mai încolo să vedem cât de departe o să ajung. Și cum s-ar desfășura o oră de curs aici? O oră constă în învățarea unor melodii, repetarea, îmbogățirea personală a noastră. Cam asta constă în ora de canto pe care o practicăm aici la Palatul Copiilor. Mulțumesc! Ce te-a determinat să alegi cercul de muzică? M-a determinat dorința mea de a cunoaște. Mi-a plăcut muzica de când eram mică și am vrut să cânt împreună cu mai mulți oameni, nu singură, și de aceea am ales acest cerc. De când faci lucrul ăsta? Lucrul acesta îl fac de aproximativ 3 ani, să spun așa, mai serios. M-am apucat aici la Palat și pot spune că am avansat în ceea ce îmi place. Ce ai învățat nou la acest cerc? Am învățat să mă autodepășesc, am învățat să fac prieteni noi și totodată să îmi cunosc și limitele. Care e partea cea mai frumoasă într-o oră de curs? Noi aici suntem ca o familie, noi ne înțelegem bine cu toată lumea și e atmosfera asta de armonie și veselie și ne susținem una pe alta atunci când cântăm și cântăm împreună și asta e frumos. Ce înseamnă muzica pentru tine? Pentru mine muzica e ca o destindere, e plăcerea mea, să spun. E singurul lucru pe care îl fac, cum să spun... Pentru că, nu știu, așa simt, îmi exprim sentimentele în felul acesta. Dorești să continui mai departe cu muzica? Da, aș continua cât de mult aș putea. Îți mulțumesc!